Doamne și domnilor, sper să vă facă plăcere să auziți un om, și la propriu și la figurat, și un mare artist, pe care eu așa îl consider, făcând din acest instrument să vă spună aproape prin cuvinte ceea ce vreau să vă exprim. Doamne și domnilor, George Pavel, fratele meu.